de vieți și încurajăm comunitatea să se alăture acestui demers. Fiecare picătură de sânge poate să însemne speranță pentru cei aflați în suferință și poate să ușureze misiunea cadrelor medicale care veghează la sănătatea noastră a tuturor zi de zi. Câți polițiști vor dona sânge și cât timp va dura campania? Această campanie se desfășoară în contextul Zilei Poliției Române, care va fi sărbătorită în 25 martie. La această campanie umanitară s-au înscris până acum aproximativ 50 de polițiști, iar tichetele de masă care sunt primite în schimbul donării de sânge vor fi folosite în cadrul unei campanii umanitare pe care o vom organiza în jurul întreajma sărbătorilor de Paște, prin care vom încerca să îi ajutăm pe nevoiași.